Bună seara și bine v-am regăsit! În această seară o să vorbim despre arta digitală, iar alături de mine este Eliana Bogdan, o tânără foarte talentată. Bună seara și îți mulțumesc că ai venit aici. Bună, mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur să te cunosc. Ce faci? Cum ești? Sunt foarte bine, am venit să-ți povestesc mai multe despre mine. Hai, începe, te rog, atunci. Cine ești tu? Sunt Eliana Bogdan și în primul rând sunt pasionată de artă. Și, surprinzător, sunt de la Universitatea Politehnică, la Inginerie Electrică. Știu că sună ciudat, dar să știi că chiar se îmbină toate chestiile astea. Cum ai ajuns acolo? Ți-ai dorit de când erai în liceu? Da, eu am și o parte tehnică pe lângă partea asta mea artistică. Mi-a plăcut dintotdeauna matematica și informatica și am spus, păi hai că na, arta o pot să fac și acasă, pot să învăț din foarte multe tutoriale. Inițiativa deja o aveam, talentul, să-i spunem talent, eu o numesc o viziune diferită față de restul. Și na, talentul eu zic că se... Îl găsești? Da, îl regăsesc așa, prin practică. Deci na, nu pot să-l numesc neapărat talent. Da, și cum spuneam... Ceva ce ai căpătat prin muncă. Într-un fel. Da, e foarte multă muncă, să știi, foarte multă muncă, da, în domeniul ăsta. Dacă vrei să ajungi cunoscut, să știi că chiar trebuie să muncești foarte mult, pentru că ești pe cont propriu. Deci ai început singură? Am început singură, da, eram mică, eram cu desenele pe foaie, pe astea, nu știu ce, mi-a plăcut informatica și am spus, păi hai să le combin. Și m-am dus la liceul la informatică. Acolo am început să descoper tot felul de software-uri, programe în care pot să lucrez. Și așa, ușor, ușor le-am combinat. Spune-mi trei lucruri interesante despre tine. Ce-ți vine acum în cap? Îmi place foarte, foarte mult să inspir oamenii și cam ăsta este și scopul meu, în principal. Ăsta e scopul emisiunii noastre de azi, să da, arătăm că se poate face ceva. Sunt foarte fericită dacă am reușit să vă inspir și dacă reușesc în continuare să vă inspir. Sunt o persoană un pic de lăsătoare, dar întotdeauna am fost inspirată de restul. Deci eu, la rândul meu, sunt inspirată de restul dacă... Și ai ales să inspiri și tu pe alții? Da, da. Foarte da. Frumos. Și al treilea lucru? Ce să zic? Îmi place să lucrez pentru mine și tocmai de asta am vrut să devin freelancer. Așa că sunt artist digital, dar... ca freelancer, deci nu sunt angajat nicăieri. Îmi place foarte mult să fac ceea ce fac pentru mine. Foarte tare. Cum a început pasiunea ta pentru lumea digitală? Te-aduce aminte prima dată când, cred, mă gândesc că erai mai mică. Da, eram micuță. Câți ani aveai? Mă uitam la desene și mereu spuneam că, băi, vreau să fac și o chestie asta. Eram mică, nu știu, aveam vreo 5 ani, să zic. Și, na, prima oară ți-am spus pe foaie, cu creionul în mână. Nu ce pot să spun. Ai? Hai să spun o fază amuzantă. Spune. Eram la grădiniță și știi cum desenează copiii amici, cum desenează cerul și soarele acolo în colț și cerul liniuț sus? Băi, deci eram fata aia din clasă care încerca să le spună că, băi, copii, cerul se face până la liniuța cu pământul, până unde se unește cu pământul, trebuie să desenezi toată foaia. Și nu mă înțelegea nimeni și am renunțat. Poftim? Erai supărată că nu te înțelegeau? Da, într-un fel eram puțin dezamăgită. Dar eu făceam cum știam eu și așa ușor, ușor, prin muncă am reușit să... Și de la desene cum ai ajuns să faci? Am primit de la părinții mei, care mă susțin foarte mult în ceea ce fac, am primit la 14 ani o tabletă grafică. Și așa am început să exersez pe ea. Am renunțat la foaie. Și, într-adevăr, e cu totul altceva. Îmi place foarte mult. Cum ți s-a părut prima dată când ai lucrat la un portret? La un portret, da. Eu, într-adevăr, lucrez mai mult la portrete, dacă ai observat. Eu am observat. Da, cred că asta este... Asta îți place mai mult? Da, nu știu. Am ales să fac portrete. Îmi place să lucrez la detalii foarte mult. Ți-aduce aminte prima dată când ai făcut un portret? Da, când eram mică sau când am făcut unul digital? Hai zi-ne amândouă, când ai fost mică. Când eram mică îi făceam mamei mele.
făceam tot felul de desene, spuneam că este ea acolo și mă făceam și pe mine mai mică. Și... Da, și când am lucrat primul portret digital, mi-aduc aminte că aveam vreo 14 ani, atunci când am primit tableta de la părinții mei. Și surprinzător a ieșit foarte bine. Acum simți că ai evoluat? E mai ușor, da, să faci? Da, clar. Deci, ca și timp, lucrez mult mai repede. Ești mai eficientă? Pentru că mi-a intrat în mână. Deci, tot traseul acela de la... De când încep prima liniuță până la final... E... Deja înainte, da, să începi, tu ai tot în cap. E diferență. Dar să știi că la început, când am ținut creionul acela în mână, de la tabletă, că n-are și un creion, o tabletă așa mare și are și un creion. Îmi tremura mâna, nu puteam să-l sincronizez cu mișcările mele, cu ce mi-apărea acolo pe ecran, era destul de greu, dar ușor-ușor am reușit să mă obișnuiesc. Hai să ne spui ce înseamnă artist digital mai așa în mare. Un artist digital este un artist tradițional care își transpune lucrurile într-o formă digitală. Deci lucrează pe calculator, lucrează cu o tabletă, neapărat cu o tabletă, pentru că nu putem desena cu mouse-ul sau cu touchpad-ul. M-am gândit. Da. Mi se părea, adică eu nu știam, mă gândeam așa cu mouse-ul. Da, să știi că mă întreabă multă lume dacă cumva fac cu mouse-ul, cum pot să redau toate liniile acelea corecte. Nu, mi-am luat tabletă, îți dai seama că nu se poate fără tabletă. Și, da, ce să zic, e frumos. Dar este mult de muncă, dacă ți-am spus, dacă vrei să ajungi top, e mult de muncă. Cât de mult durează să faci un portret din ăsta? Am văzut că tu mai luai poze și mai făceai după poza aia un Da. Da, eu am un stil propriu. Este o formă a portretului, dar este într-un stil mult mai animat. Adică sunt trăsături specifice, ochii mai mari, buzele mai mari, sclipici, cam asta este stilul meu. Adică, na, în el mă regăsesc cel mai mult, dar la fel de ușor pot face și portrete foarte realiste, care, după părerea mea, mi se pare mult mai ușoare. Pentru că trebuie doar să redai ceea ce vezi. Nu trebuie să mai adaugi nimic de la tine. Avem câteva portrete sau câteva lucrări pe care le-ai făcut. Hai să ne uităm la câteva și un filmuleț sau două. Sau mai multe, da, nu știu exact. Cred că am și niște, da, am făcut niște mini-filmulețe pe acolo. Hai să ne uităm la ele. Asta cred că ești tu? Da, este... Ți-ai făcut un autoportret? Este cel mai recent portret pe care l-am făcut. Am spus că, băi, hai să-mi fac și unul, pentru că prea le fac tuturor. Și aici am încercat un alt fel de stil. Este un stil mai cartooniș, așa. Hai să vedem. Aici, dacă o știi pe Bubbles din Fețele Powerpuff, este ea în varianta mai realistă. Aici cred că mi-au luat vreo 10 ore, dar nu în continuu. Am lucrat 2 zile la ea. Wow. Este mult aici. Aici este o prietenă de-a mea foarte, foarte bună. A fost ziua ei și am făcut portret. Foarte drăguț. Da, din păcate nu... Și asta? Aici, da, aici am exersat câteva lumini și umbre. Este mai mult un desen de test. Mi se pare foarte greu așa când văd cum a ieșit. Da, știu, dar pare, dar nu, când te obișnuiești e... Hai să mai vedem. Și aici la fel, nu știu ce mi-a venit. Dar la fel, îmi place să mă joc foarte mult cu luminile și nu vreau să stagnez, adică nu vreau să rămân la acele culori care sunt statice. Vreau să adaug tot felul de elemente, lumini, umbre, sclipici. Că na, dacă nu evoluezi așa, nu poți să devii mai bun în ceea ce faci. Uite, aici după o poză, cum da, ți-am zis mai da, devreme. Da, da. E printre primele în genul ăsta. Mi-a plăcut foarte mult și acesta la fel. Sunt foarte reușite. Deci la poze da, după, și la... după cum vezi, fac am niște elemente, ochii mai mari, sclipiciul acela vezi. Puțin acolo. Da, da, da. Da. Și aici la fel. Altă, da, după o poză. Mai animat. Deci am tot felul de stiluri. Foarte tare. Cum vine lumea la tine să-ți ceară portretele astea? Să știi că da. Continui să îmi creez o imagine pe social media. Nu știu, vreau să vezi când intri pe profilul meu, vreau să vezi ceva frumos. Și pe ce site-uri?
Sunt pe Facebook, sunt pe Instagram, acolo, mai ales pe Instagram. Pe Instagram, Eliana Bogdan Legat. Dați follow. Deci acolo mă găsiți. Da, pun multe desene și lucruri frumoase care îmi plac. Da, și deci eu, te contactează lumea. Da, lumea mai mult pe Instagram mă contactează și primesc chiar foarte multe mesaje și nu pot să le fac față tuturor. Și cum îți alegi clientela? Clienții sau? Păi nu fac neapărat o... Cum simți? Da, care vine primul ăla e servit, adică... Da, deja ca și pentru portrete am o grămadă de comenzi, încerc să le fac față, dar eu în paralel lucrez și... fac și graphic design. Asta deci, ce înseamnă? 50% din timpul meu fac portrete, iar în celălalt, procent de timp? Lucrez la imaginea firmelor, fac logo-uri, fac creative-uri pentru social media. Sunt multe care, ți-am spus că sunt multe nișe, adică eu spun că sunt artist digital, dar nu doar desene, nu doar Photoshop. E mai amplă toată area asta, să știi. Ce îți place ție cel mai mult să faci? Cel mai mult îmi place să fac picturi digitale, îți dai seama. Dar, na, nu poți să faci doar asta. Mă gândesc, cum te simți ca de la o fetiță de 14 ani care a primit atunci tableta, ai ajuns să faci da, acum când mă uit așa în spate, astea? Wow! Da, e... Mă simt bine că am evoluat. Dar, nu știu, pentru mine întotdeauna se poate și mai bine. Deci, mai ales anul ăsta vreau mereu să... Mereu rog de mai bine. Da, anul ăsta vreau să trag tare, să ajung mai sus decât sunt acum. Mm-hmm. Și ai menționat mai devreme că părinții tăi te-au susținut. Te bucuri așa că au avut încredere în tine și crezi să că ajungi aici fără ei? Sau... Tot asta mi-aș fi dorit să fac. Dar cred că era de dor mai greu. Da, gândește-te, dacă tu vrei să faci ceva și vine cineva din spate și spune nu mai face chestia aia, e greu să o continui. Dar știi că sunt tot felul de mentalități care îți spun, băi, nu te face tu artist, că ce faci tu din artă? Că nu faci tu bani din artă, nu faci tu... E greu să faci tu bani din artă. Dar, în primul și în primul rând, cred că cel mai important este să știi să te vinzi ca și artist. În afară de talent, în afară de foarte multă muncă, deci să nu-i spunem talent, să-i spunem muncă, pentru că este foarte multă muncă. Și exercițiu. Da, și foarte mult exercițiu. Trebuie să exersezi în fiecare zi și nu mă țin de cuvânt. Deci e ca în orice domeniu. Da, este ca în orice domeniu, dar să știi că este mai greu pentru că, uite, gândește-te dacă erai medic, te duceai, te angajai, făceai ce trebuia să faci acolo, primeai un salariu fix pe lună. Aici este totul în funcție de tine. Cât lucrezi, atâta faci. Sunt luni în care nu-ți vin banii, sunt luni în care îți vin mai mulți decât credeai că îți vin. Și trebuie să te menții. Adică nu te susține nimeni aici. Tu ești singur pe cont propriu. Ești tu și cu tine. Da. Ce programe îți trebuie pe tableta aia? Sau deci e o tabletă specială? Că eu nu prea știu. Da, este o tabletă specială. Nu poți pe orice tabletă? Este prima mea tabletă și este o tabletă care se conectează prin USB la laptop și exact ceea ce, ca un fel de mouse, doar că am creionul acela și exact redă exact cursorul de pe ecran, redai prin mișcările tale cu creionul pe tabletă. Deci... Și folosesc Photoshop, dar sunt mai multe programe pe care le poți folosi și poți desena în ele, dar Photoshop este pentru mine cel mai complet. Deci îl recomand pentru cei care vor să se apuce. Găsești pe YouTube filmulețe prin care să înveți? Da, sunt foarte multe filmulețe și... Te-au ajutat pe tine? Vorbind de... Da, m-au ajutat. M-au ajutat pentru că e mai dificil, nu trebuie să știi doar să desenezi, trebuie să cunoști foarte bine și programul. Și... Trebuie să știi tehnica aceea. Sunt foarte multe tehnici. Și na, ca și program, trebuie să știi toate opțiunile. E de învățat acolo, dar înveți repede. Nu pot să spun că mi-a luat foarte puțin. Oricum, când îți place ceva, e ușor să înveți. Da, și uite, YouTube-ul m-a ajutat foarte mult și de aceea vreau să ajut și pe ceilalți. Și vreau să mă apuc să fac un canal de YouTube în care să explic așa cum îți explic și ție, de la prieten la prieten, cum tare. Să te apuci să faci ceea ce îți dorești. Îți doresc succes și... Mulțumesc frumos!
O să vedem ce o să fie. Crezi că poate să facă oricine chestia asta? Te-ai gândit vreodată? Nu cred că oricine, pentru că trebuie să fii, trebuie să ai psihicul destul de tare, trebuie să fii tare ca și persoană. Trebuie de ce să, trebuie să fii tare? Gândește-te că nu este greu să desenezi în fiecare zi. Nu știu dacă, nu poți să-ți dai seama dacă nu o faci, dar este foarte extenuant. Nu am un timp în care desenam, dar am plictisit. Și să, exact, te-ai plictisit, vezi? Aia, mm-hmm. aia e problema, că te plictisești. Și trebuie să fii într-o continuă... Mie, cum îți place ție desenul și așa, mie îmi place să joc fotbal. Alerg, na, îmi place mie chestia asta. Dar de chestia asta nu o să mă plictisesc niciodată. Poate pentru fiecare câte o chestie din asta pe care... Dar gândește-te dacă ai fi fost fotbalist și ai fi fost nevoit pentru bani să faci chestiile astea. Normal, nu cred că mai fie aceeași plăcere. Se mai diminuează un pic, dar rămâne aceeași. Rămâne starea de bine pe care o ai atunci când lucrezi și știi că trăiești din ceea ce îți place. De ce nu aș putea să-mi imaginez să fac ceva ce nu îmi place, nu știu, să mă pun cineva la sapă sau orice altceva. Am dat un exemplu. Deci nu poate să facă oricine... Nu poate să facă oricine, dar cu perseverență se poate. De unde îți găsești inspirația pentru lucrările astea? Ai spus mai devreme că ți-a venit așa odată, când am văzut pozele. Da, mă inspiră foarte mult și ceea ce găsesc pe internet, dar nu am vrut niciodată să fiu la fel ca ceilalți și întotdeauna am încercat să-mi impun și un stil al meu. Deci da, te ajută foarte mult ceea ce găsești pe internet. Nu știu, mă uit pe Pinterest, mă uit pe YouTube și într-adevăr acolo găsesc inspirație, dar mă inspiră și ceea ce este în jurul meu. Nu știu, natura, animalele, floricelele. Ai văzut că sunt așa mai cu desene de-alea, cu fetițe, cu... Sunt drăguțe. Da, mulțumesc. La ce se folosesc mai mult lucrurile astea? Desenele animate? Sau? Da, în desenele animate. Așa se creează personajele astea? Da, le găsești mai multe în desene animate, dar uite, le găsești și la pe coperțile de cărți pentru copii și nu numai. Sunt multe. Dar acum nu vreau să mă limitez doar la portrete. Deci gândește-te că ai nevoie de o imagine, de o reclamă la orice. Mergi pe stradă, oriunde găsești o... Deci orice brand are nevoie de imagine. Și, nu știu, mi se pare una tu să știi să te desenezi ca și graphic designer, pentru că poți să-ți pui amprenta ta și poți să faci lucruri unicate. Care e amprenta ta? Ochii mai mari? Cum ziceai? Da, amprenta mea. Sunt așa, nu știu cum să-ți spun așa clar, să-ți dau un cuvânt pentru... Hai că te mai gândești că avem câteva filmulețe foarte scurte. Da, te rog. Hai să ne uităm la ele. Da, deci aici este programul în care lucrez și fix ce vezi tu acolo, cursorul acela care se mișcă. Ăla e creionul? Este creionul, da, și este exact ca la un creion normal. Cu cât apeși mai tare, cu atât poți vedea culoarea mai... Tare. Da, aici am făcut câțiva pași. Încep cu schița, apoi încep să colorez sub schiță, îmi dau asta conturul. Mi se pare că e mai complex sau sunt cam la fel? Acesta e destul de complex, da, nu pare la final, dar să știi că e destul de complex. Deci ești tu? Da, aici lucram la portretul acela și mi-am făcut sticăre. Am pus un sticker pe telefon cu mine. Ce tare! Știu că pare ciudat, dar nu e... Nu, pentru mine e foarte, foarte fun. Da, deci cam ăștia sunt pașii pe care urmez, dar... Ce pe ăsta l-am văzut mai devreme? E așa în ansamblu. Da, foarte tare. Așa. Deci și tu îți filmezi asta singură cu telefonul? Da, eu montez, eu mi le public, eu, da, în curând, adică, na, viitor, sper și eu să mă, încerc să mă ocup doar de ceea ce trebuie să fac și ca și pe partea de publishing și chestii să îmi găsesc pe cineva care să mă ajute. Și să mă axez doar pe... Tu doar să faci. Da, doar să creez. Pentru că mi-a din timp foarte mult. Ce ți-a mai mult din timp? Ia mult din timp să stau să îmi fac materialele. Ai văzut că trebuie să lipesc poze, să fac videouri, să le postez pe net. Deci, crede-mă, mai ales asta cu netul, apropo, ca și artist, freelance, te ajută foarte mult. Deci social media
deschide foarte multe porți, mai ales dacă ești artist. Deci dacă ai văzut pe Instagram, e plin de desene și chestii. Da, cred că acum la cum e lumea asta, orice. Da, deci credem în orice. Îți trebuie personal branding. Deci tu trebuie să scriezi o imagine, iar în jurul imaginii să adaugi ceea ce faci tu. Ca apoi lumea să te cunoască și să știe ce faci. Ca să poți să ajungi cât mai ok în domeniul în care dorești să-l... Foarte tare. Te-ai gândit tu că o să ajungi să treci din asta? Da, păi cred că în primul și primul rând, ca să ajungi să treci din asta, trebuie să îți dorești și să crezi că poți să faci lucrul acesta. Deci eu de mic am spus, băi, eu nu vreau să fac altceva, asta vreau să fac. Și acum am 20 de ani și asta fac. Și sunt foarte fericită că am ales acest drum. Și sunt foarte fericită că nu sunt nevoită să fac ceva ce nu-mi place să fac, ca să pot să am un trai. Foarte frumos ai zis. Da. Cred că asta e dorința oricărui adolescent, da. Oricărui om, de fapt, să facă ceea ce îi place, să fie plătit. Deci eu susțin toți artiștii, toți copiii care sunt la început și își doresc să facă ceva, își doresc, au găsit o pasiune și își doresc să o dezvolte, să aleagă drumul acesta. Pentru că e foarte important. În viață trebuie să fii fericit, nu? Deci faci bani ca să fii fericit, dar tu dacă faci bani și la final ți-ai dat seama că în tot timpul ăsta ai fost nefericit, nu te ajută cu nimica. Normal, ai bani degeaba. Păi, tocmai. Ai făcut și ceva fictiv din capul tău, așa? Sau doar portretul ăsta? Da, am făcut. Fac și, am făcut și desene fictive. Era la un moment dat acolo în... apăruse pe panou. E mai greu să faci așa ceva din capul tău sau să faci portret? Sincer, e mai ușor portret. Să fac din capul meu. E mai ușor, pentru că nu trebuie să semene cu nimeni. E imaginația mea acolo. Trebuie să fac ce vreau să fac. Da, na, trebuie să studiez foarte mult și anatomia în ceea ce fac eu la portete, la chestia asta. Ai nevoie să vezi cum arată o persoană care stă nu știu ce lumină, să vezi cum arată trăsăturile feței. Trebuie să faci un researching, să înveți. Tu cum ai făcut acest researching? Pe internet. Am căutat pe internet tot felul de poze și am început să citesc și cam asta n-am făcut. Adică n-am făcut un curs, nu m-a ajutat nimeni. Nu pot să spun că am fost la un liceu de arte. Există care să mă... cursuri pentru chestia asta? Păi există, dar cred că cel mai ușor e să înveți tu. Cel mai ușor e să te uiți pe internet, că e free. Nu ai nevoie de nimica. Normal. Care sunt feedback-urile pe care le-ai primit pentru lucrările tale? Primesc foarte multe mesaje foarte, foarte, foarte frumoase și le mulțumesc tuturor. Ai avut vreodată vreun hater? Nu cred. Nu mi-a spus nimeni nimica, că eu sunt așa, pe treaba mea, eu sunt foarte pașnică. Adică fac desene. N-are nimeni de ce să da. Sunt foarte pașnică ca și fată. Deci doar mesaje frumoase. Da, am primit mesaje frumoase, nu... Și răspunzi la noi? Da, le răspund și fac tot felul de mini-concursuri pe Instagram. Le fac mini-sketch-uri, că nu ce știu cum să-i recompensez. Faci? Poftim? Ce concursuri faci? Am făcut un concurs pe Instagram, de două ori cred că am făcut concursul. Le fac sketch-uri cu degetul fix, știi acolo la story, când intri la story și poți să desenezi tu cu brașurile acelea. Da. Așa, le fac sketch-uri de mână cu... găsesc o poză cu ei și le fac sketch-uri. Și na, le-am făcut să... Și cum câștigai să... Trebuie să dea, să facă screenshot și să reposteze acel story, să-mi dea tag. Și după 24 de ore când se termină story-ul, găsesc și... Foarte tare. Fac prin random ORG și găsesc câștigătorul. Dar de obicei fac vreo 3 portrete, pentru că nu pot să fac doar unul. Mă simt așa prost față de restul, știi, da. Tot de că e un concurs, adică ar fi trebuit să respect ordinii. Ai locul 1, locul 2 și locul 3. Da, da, fac așa ca să mă simt eu bine. Da, fac tot felul de chestii de astea așa, interactive. Mai ai pe cineva în familia ta cu care crezi că semini, ți-ai ajuns să faci tu chestia asta? Mama, clar, mama este o artistă. Pentru mine, mi se pare... genial ce face mama. Deci am încercat, când era mai mică, nu știu, nu mă pricepeam foarte bine să desenez. Și o puneam pe mama să-mi arde cum se fac buzele, cum se fac... Băi, și face genial, mă uitam și nu venea să cred. Păi, mama, nu lucrezi în domeniul ăsta?
i-aș dorea să fie regizor tehnic, i-aș dorea să fie regizor de film, oricum, cam pe același, pe același domeniu de artă. Tot artă este și acolo. Deci crezi că ai moștenit ceva de la ea? Da, da. Și bunicul meu făcea tablouri foarte frumoase. Cred că de acolo am prins așa plăcerea asta de a desena. Foarte, foarte tare. Mai avem câteva poze. Ce e la fel? Din mintea mea. Adică tot felul de chestii de-astea. Aici un portret. La fel, vezi că sunt unele trăsături care se aseamănă în toate desenele pe care le fac. Și asta este stilul personal. Adică e destul de greu să ți-l găsești, să știi. Dar o să te întreb imediat tu cum ți l-ai găsit. Da. După ce ne uităm la pozele astea. Mai greuț, dar... Aici cine e? Este un băiețel. Mi-a cerut să-i fac portret și i-am făcut. Foarte tare. Nu sunt neapărat cunoștințe. Aici e un portret foarte vechi din 2014-2015 cu mine. Da, eu să știi că la 16 ani am început să-mi făcusem o mini-afacere. Vindeam tricouri cu portrete personalizate pe ele. Foarte. Deci am făcut în pagine și chiar a avut succes. Dar acum fac doar portrete, nu mai printez pe tricouri. Deci... Na, la cerere pot să le și printez, dar... Nu mai aveam timp, voiam să mă axez doar pe desen. Deci îți ia foarte mult timp. Da, mi-au ore. Ore întregi să fac. Nu e chiar așa ușor. Și atunci, cum ți-a venit ideea asta să faci pe tricouri portrete? Te duci aminte? Erai în liceu? Da, eram în liceu și părinții mei au făcut asta. Părinții mei mi-au dat ideea. Mi-au adus de Crăciun cadou un tricou cu... portretul acela pe care l-ai văzut cu roz, ți-am spus că e vechi, ăla cu mine. Și am spus, mamă, ce idee de afacere mi-ați dat. Și mi-am făcut pagina a doua zi, pe Insta, pe Facebook, am pus poză cu mine și cu tricoul. Și toată lumea, wow, vreau și eu. Și doar am pus o poză, adică... Și a fost cu succes. Ai vândut tricouri cu tine? Da. Toată lumea și-a dorit. Te gândeai că vrea lumea un tricou cu față doar pe el? Nu te gândiți. Și făceau și cadouri, adică nu doar pentru ei, știi? Deci făceai din asta și în liceu. Da, ce ziceau colegii tăi? Ce să zic, ei mă susțineau, le plăcea de mine. Mă puneau să le fac desene, Te apreciau? Da, mă apreciau, chiar am avut un colectiv foarte ok. Profesorii au știut că faci și chestia asta da, pe lângă? Da, păi eram... Din clasa 9 până între 12 erau seminarele de la Adobe Youth Voices. Și noi... Ce sunt seminarele astea? Că eu nu știu. Este un concurs internațional și la noi la liceu se desfășura etapa pe națională, etapa pe România. Și veneau de două ori pe an toți copiii care se pricepeau la design și desen și chestiile astea și se făcea un concurs. Deci există concursuri pe... Da. Și am câștigat de foarte multe ori. Era și la mai multe de astea. Era pe portret, pe artă digitală, pe foarte mai multe tare secțiuni, știi? Și mă bucur că te-au susținut. Da, acolo mi-am descoperit. Acolo mi-am descoperit plăcerea talent asta cu digitalul, cu toate astea. Am fost și pe internațional, m-am integrat printre primii 20. Wow. Pe lume, la Adobe Youth Voices în 2014 și am mai avut de la Adobe foarte multe. Acolo mi-au dat startul acolo, când am văzut că se poate, mi-a crescut încrederea în mine. Asta nu vreau să zic, cred că ți-a crescut încrederea foarte mult. M-a ajutat foarte mult. Și toți profesorii mă știau că sunt artistă, mă știau că mă duceam la concursuri și la informatică, mă lăsau în pace, adică mă... Adică dacă nu mă duceam la liceu în ziua aia, nimeni nu comenta nimica, că mă știau că sunt fată bună. E fata aia artistă. Da, sunt artistă, eu artist acolo, o lăsăm în pace. Ce ai câștigat? Foarte multe premii, sunt diplome, sunt, nu știu acum să ți le număr pe toate. Dar n-am fost doar la Adobe, am fost la mai multe concursuri pe națională, prin țară, am fost prin Sibiu. Și te-ai plimbat? Da, am tot mers. E devins așa o obișnuință, mai ales la Sibiu. Mă duceam la Dual PC, acolo la film mai multe
secțiuni. Mă duceam la site-uri web, la mai multe lucruri de astea. Și la Photoshop mă duceam. Era un concurs care n-a dat niște imagini. Și cum ai auzit tu de concursurile astea? Că, uite, eu doamna mea dirigintă. Ea ne anunța și mă știa erați, că sunt... Erați mai mulți în clasă sau în liceu? Sau nu eram de... foarte mulți care participau. Mai ales la Photoshop, cred că eram vreo 3 persoane care pasionate în tot liceul. Ce tare mi se pare că vă susțineau așa. Da, deci doamna mea dirigintă a fost o profesoră extraordinară și cu toate că era de informatică și era genul de profesoră care nu punea presiune pe tine, știi? Adică știa că nu ești bună la ceva, nu ești bun la ceva, nu punea presiune. Știa că te ajuta la... ești bun la altceva și acolo te ajuta să crești, știi? Foarte am avut tare, foarte mare rar profesorii ăștia. Da. Foarte rar să găsești așa. Ai vreun criteriu pentru care îți alegi portretul? Există ceva ce nu poți să faci? Uite, ceva ce nu poți să faci în general, ceva ce, la care nu m-ai exersat. Uite, de exemplu, nu îmi ies, după părerea mea, nu îmi ies foarte bine portretele cu băieți. Am făcut, dar nu este ceea ce îmi place mie să fac. Nu știu, că acolo nu pot să îmi pun amprenta. Nu pot să fac buzele frumoase, buzele mari, ochii deci mari. De ce nu? Poți să faci caricaturi. Da, uite, nici caricaturile nu pot să le fac. Că eu nu pot să scot în evidență ceva ce un defect. Știi că la caricaturi... Mm-hmm, da. Nu neapărat defecte, dar faci nasul mai mare. Da. Nu poți. Dacă nu este așa drăguț, frumos, ca o păpușică, nu mă simt eu în largul meu. Dar ți-am spus, nu fac doar portrete. Mm-hmm. Fac tot ce am nevoie. De exemplu, dacă nu știu ce firmă are nevoie de un vizual cu o mare, cu nu știu ce, și au nevoie de ceva în stil pictură, mă apuc și desenez o mare. Adică... Deci orice... Da. Încerci, că... da, măcar. Da, te ajută orice faci. Pe domeniul ăsta te ajută foarte mult să știi să ai mâna, să știi să desenezi. Care sunt planurile tale de viitor? Ți-am spus în primul rând să mă apuc să fac vlogul acela, cu tutoriale și cu tot ce trebuie să fac. Pentru că nu mai e timp, vreau să mă apuc cât mai repede. Să îmi creez o imagine ca și artist în România. Să devin printre cei mai buni în acest domeniu și pe viitor să-mi deschid și o firmă, probabil ceva, o firmă de... De tricouri? Nu, ceva de creație. Deci asta cu tricourile s-a consumat, gata. Da, nu neapărat, cine dar știe? Nu... Era așa costisitor, nu pierdeam timpul și mai bine am spus că, băi, vă duceți voi și îl printați. Dar asta a fost începutul. Deci vlog... Da, vlog, să-mi creez imaginea... Să fiu una dintre cele mai bune, eu deja cred că ești. Mulțumesc frumos, uite că nu prea am... Nu prea sunt în domeniul ăsta foarte mulți care asta excelează. Să zic. Adică... Eu nu am văzut foarte mulți care fac chestia asta. Da. Și cred că ar trebui să fie încurajată. Lasă că mă apuc eu să-i încurajez pe toți. Foarte tare, mă bucur. Mulțumesc frumos. Crezi că îți creează așa o libertate chestia asta? Da. Adică munca asta, să zic da, așa. Da, clar. Păi eu fac programul cum vreau să mi-l fac. Lucrez, dacă vreau să lucrez la 12 noapte, atunci lucrez. Nu trebuie deci să mă trezesc la... șefa ta. Da, sunt șefa mea, dar ți-am spus că este greu, că na, dacă nu lucrezi în ziua aia, la muncă te mai scuză. Te mai scuză o zi, două, știi? Nu te duci la muncă, dar la final primești banii. La mine, dacă nu lucrezi, și e greu. Ai avut luni în care nu făceai nimic? Gen... Băi, am avut luni în care n-am fost plătită la timp. Și asta e o problemă. Acum să te întrebi și despre plata asta la netimp. Uite, o să fac un episod în care o să le explic celor care doresc să exceleze în domeniul ăsta cum să aibă grijă cu clienții și cum să-și facă deci niște reguli. Deci avut să da, și acum am, încă mai am de învățat, să știi. E nebunie. De obicei, când suntem așa oameni mai buni, se profită de... Da, da, mi s-a întâmplat. Sunt o persoană prea bună uneori. Și așa, nu știu, mă simt prost să... Asta că mai bine când te pui cu capul pe pernă și dormi liniștit. Da, da, să știi că da. Te simți bine când ai făcut o faptă bună. Și nu faci nimic când pățești o chestie din asta nefericită? Când cineva nu te plătește, de exemplu? De plătit mă plătesc în final, doar că na, trebuie să stau. E nasol așa să stai după cineva, să tot îi zici.
Tot să le spun, e aiurea și mă simt prost, dar trebuie să... În primul și primul rând, dacă vrei să faci, să excelezi în domeniul ăsta, în artă, trebuie să știi să te vinzi și trebuie să știi că nu trebuie să te vinzi ieftin. Ieftin. Mm-hmm. Sau gratis, cum fac alții desene gratis. Da, la început faci. Până la început normal că faci, ca să te devii cunoscut. Dar atunci când... Să ai ceva în spate, să poți să arăți, uite, asta am făcut, costă atât. Clar, cu asta trebuie să începi, în primul și în primul. Dar când ajungi la un nivel și vrei să devină o carieră dintr-un hobby, păi te apuci și te prezinți profi. Te prezinți, băi, sunt artist, nu trebuie să spui că, băi, sunt un artist așa, uneori, în timpul liber. Spui că ești artist, chiar dacă nu te pricepi foarte bine acum. Dar o să înveți. Da, exact. Deci nu trebuie să te simți prost că faci artă, că ești artist. Desenezi, ești începător, dar ești artist. Nu trebuie să vadă lumea că tu n-ai încredere în tine. Trebuie să te impui, trebuie să îți impui o imagine. Hai să mai vorbim puțin despre vlogul tău, că ai zis că... Deci, cum vrei tu să se numească? Te-ai gândit? Nu m-am gândit, dar vreau să fie ceva educativ. Vreau să fie, îi spun vlog, dar vor fi mai multe tutoriale, însă... Vrei să faci doar tutoriale sau să faci... Vreau să le combin. Deci vreau să fiu foarte aproape de audiență și vreau să... se simtă o relație de prietenie între cei care, între mine și cei care mă urmăresc. Deci, asta o să încerc să fac și sper că o să reușesc. Îți doresc succes. Mulțumesc. Cred că o să reușesc dacă, uite, ai reușit toate chestiile astea până acum. Da, convins că o să faci chestia asta. Trebuie să mă țin de treabă. Când îți propui să începi? Te-ai gândit? Păi luna aceasta, acum că vine, uite, a ieșit soarele, e frumos afară. Să știi că sunt foarte influențată de vremea de afară. Dacă ninge, dacă e urât afară, nu pot să mă concentrez și nu vine să mă culc și să nu mai fac nimica. Dacă nu văd așa, mă uit pe geam și văd soare, văd floricele, parcă îmi dă așa un avânt să mă apuc de treabă. Cu ce vrei să te filmezi la început? Cu telefonul sau? Nu, am tot ce trebuie. Nu, am camera, dar uite că nu m-am apucat. Tot intervin tot felul de chestii. Că nu știu care client nu vrea nu știu ce pe ultima 100 de metri, că e dificil. Ți s-a întâmplat să faci ceva și după să zică că nu mai vrea? A, de foarte mult. Pentru cei care vor să facă asta în viitor... Să nu faceți. Să se aștepte la ce mai rău. Pentru că să-și seteze deadline-uri, să facă în așa fel încât să treacă de etapele astea nașpa. Clienții sunt foarte pretențioși în general. Vor vrea să profite cât mai mult de ceea ce faci tu. Așa sunt oamenii, în general. Da, așa sunt. În păcate. Cu cât vor o treabă bună, dar ieftină. E greuț. Deci trebuie să setezi niște limite. Și n-am... Încă fac greșeala asta, să nu-mi setez. Și zic, hai, lasă de la mine, hai că mai fac încă una acum. Hai că lucrez până la 3 dimineața să îi termin, știi? Mm-hmm. E greu. Și dacă nu îți setezi limitele astea și... continui așa, o să cedezi. Și după aceea o să spui că nu vreau să mai fac chestia asta, nu m-am plictisit, m-am săturat. Da, în primul și în primul trebuie să-ți faci regulile, să-ți spui, bă, uite, ăsta e prețul, lucrezi atâtea ore la ceea ce vrei tu să faci, dacă nu e ok, bine, dacă nu, nu trebuie foarte să te chinui pentru ceilalți. Crezi, e munca ta. Bine. Spune-ne 3 chestii esențiale pe care trebuie să le faci. Dacă, ca și artist digital, da. Să exersezi foarte, foarte, foarte mult, să ai încredere în tine și să știi să te vinzi. Deci trebuie să fii un antreprenor foarte bun pentru a face lucrurile astea de pe cont propriu. Și eu încă mai am de învățat, dar sper că o să ajung acolo unde vreau, cât mai repede. Cred că ce ai zis se poate pune în practică în orice domeniu și da, vreau să da. Mulțumesc că ai venit în această seară și ai fost alături de noi. Acum, la sfârșit, spune-te, rog, un mesaj pentru adolescenți și pentru cei care s-au uitat la noi. Să-și urmeze visul, să-și urmeze pasiunea, pentru că dacă exersezi și dacă muncești și faci ceea ce îți place, automat o să devii cel mai bun. Deci avem aici un exemplu care a făcut ceva ce i-a plăcut și... Da. Trăiește din asta da. E, și se e descurcă. Foarte frumos.
Îți mulțumesc încă o dată, Eliana, pentru că ai fost alături de mine. Mi-a făcut plăcere. Cine știe ce să mai facem pe viitor. Cu cea mai mare plăcere revin. Vedem cu vlogul tău ce se mai întâmplă. O să iasă ceva frumos, promit. Sunt convins și abia așteptăm să vedem. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de mine în această seară. Cu mine a fost Eliana Bogdan. O seară frumoasă. La revedere!